Hei, salutare dragi prieteni, ce mai faceți? Iată-ne împreună la un nou videoclip și astăzi discutăm despre A ci sosi pe vremuri, o poezie scrisă de Ion Pilat și inclusă în volumul Pe Argeș în Sus. Este o poezie care se încadrează în curentul literar numit tradiționalism. Să punctăm câteva dintre aspectele principale ale tradiționalismului. Ce este tradiționalismul? Este o mișcare, da, literară care se opune modernismului. Deci modernismul și tradiționalismul coexistă. În același an, de exemplu, apar și poezii tradiționaliste și poezii moderniste, adică sunt două curente care există exact în același timp. Modernismul neagă tradiționalismul, iar tradiționalismul neagă modernismul. Poeții tradiționaliști, pentru că vorbim de poezia ci sosi pe vremuri, ei sunt conservatori, conservă spațiul, spiritul nostru autohton. Și pentru ei, matricea autentică, deci matricea autentică se află în sat. Deci spațiul pe care tradiționalismul îl promovează este cel rural, pentru că acolo este păstrătorul înțelepciunii. Satul este păstrătorul înțelepciunii, păstrătorul purității. Omul care este în conexiune cu ancestralul este cel de la sat, afirmă tradiționaliștii. Și tradiționalismul, evident, trebuie să fie și el teoretizat de către cineva. Nikifor Krainic este tradiționalist, este teoreticianul tradiționalismului. Ion Pilat este un poet care poate fi greu încadrat într-un curent literar, pentru că scrie și poezii care se pot încadra în modernism și poezii care se pot încadra în tradiționalism. De asta este foarte greșit să încadrăm un poet într-un anumit curent literar, fiindcă un poet nu poate fi încadrat într-un singur curent literar. Și niciun curent literar nu poate exista sub o formă pură. La un moment dat, toate ele se interpătrund. Curentele literare se amestecă, nu există așa o puritate, dar teoretic vorbind, da, încadrăm o poezie în funcție de trăsăturile dominante. Și ei, A ci sosi pe vremuri, este o poezie care, prin trăsăturile dominante, se încadrează în tradiționalism. Să vedem cam despre ce este vorba. Este alcătuită, da, din punct de vedere compozițional, din 19 distihuri, da, adică două versuri. Și un vers liber care are rol de concluzie. În prima secvență, de asta se poate încadra în patru secvențe lirice, în prima secvență, eul liric ne creionează spațiul prezent. La casa amintirii cobloane și pritvor, păienjenii, zăbrăliră și poarta și zăvor, da? Adică casa din prezent este părăsită. Și eul liric sublinează efectele pe care trecerea timpului le are asupra spațiului, asupra casei, da? Hornul nu mai trage alene din ciubuc, de când luptară în codru și poter și haiduc, da? Adică cândva, pe lângă acea casă, luptau în codru haiduci. Astăzi nu se mai întâmplă, da? Modernismul, da? Modernismul. Deci ne prezintă elementele modernismului, da? Casa, da? Casa este părăsită și nu mai există nici haiduci. Dar, ca în multe poezii, Ion Pilat, privind casa, eul liric, spuneți-i cum vreți, eul liric privind casa, declanșează fluxul, da? Fluxul memoriei. În momentul în care privește casa, își readuce aminte de bunica lui, Caliopii, și de bunicul. Și ne descrie o poveste de dragoste. Asta e a doua secvență. A doua secvență este descrierea poveștii de dragoste dintre bunicul și bunica, ei fiind tineri, da? Bunicul și bunica erau tineri. Și acel ritual de cucerire, da? Bunicul care i-a recitat bunicii
zburătorul de Eliade, da? Ion Heliade Rădulescu, e recitat Leleac și povestea, reamintirea poveștii de dragoste dintre bunicul și bunica este întreruptă de sunetul clopotului. Clopotul este leitmotivul poeziei și cum ședeau departe, un clopot a sunat de nuntă sau de moarte în turnul vechi din sat. Deci clopotul, ce face clopotul? Îi readuce aminte euului liric că trăiește în prezent. El era cufundat, da? Era cufundat privind casa părăsită, era cufundat în amintiri, da? În amintiri care se refereau la povestea de dragoste dintre bunicul și bunica și odată a auzit clopotul și a readus aminte de prezent, l-a proiectat în prezent. Deci clopotul are rolul de a-l proiecta pe Euliric în prezent. Dar ei în clipa asta simțeau că o să rămână. De mult e mor bunicul, bunica e bătrână. Secvența a treia. Ce straniu lucru vremea, deodată pe perete, te vezi a Evia numai în ștersele portrete. Abia acum vedem care este adevăratul sens al poeziei. Nu este o poezie de dragoste, ci este o poezie, da, care prezintă o meditație pe tema trecerii timpului. Pe tema, mai degrabă, a efectelor pe care timpul le are asupra ființelor, dar și asupra întregului existent. Te recunoști în ele, dar nu și în fața ta, căci trupul tău te uită. Dar tu nu-l poți uita. Și ultima secvență, ca ieri sosi bunica și vii acum tu, pe urmele Berlinei, trăsura ta stătu. Deci, în tradiționalism, timpul este ciclic. Aceleași evenimente se repetă. Și cum odinioară bunica a venit, acum iubita lui vine. Pe același drum. Doar că, na, se schimbă cadrul. A, elementele sunt altele, adică iubita este îmbrăcată altfel. El, poetul, da, din prezent, euliric, nu-i mai recită iubitei Ion Heliade Rădulescu, ci Francis James, adică poezii actuale. Sunt proiectați în actualitate, dar în același spirit tradițional, adică timpul este ciclic. Da? În modernism, timpul este irreversibil, nu se mai repetă nimic, este nemilos. Aici, în tradiționalism, deci, elementele naturii sunt privite altfel, în modernism și în tradiționalism. Modernismul este o criză a cunoașterii. Apare ca o criză, deși el este foarte amplu și destul de greu de definit și de asta vorbim de anumite tipuri de modernism sau anumite fețe ale modernismului. Și tradiționalismul este mai greu de definit și se împarte și el mai multe elemente, da? Sămănătorism, poporanism, gândirism și fiecare promovează o ideologie diferită. Da? Și vedem. Iar când în noapte câmpul fulac întins sub lună și am spus balada lunei de Horia Furtună. Și el, euliric, se cufundă din nou în gânduri, la un moment dat, și cum ședeam departe un clopot a sunat, același clopot poate, în turnul vechi din sat, același clopot, același sunet. Da? Vedem din nou ciclicitatea. Este o poezie care punctează ciclicitatea evenimentelor. Evenimentele se repetă, dar cu alți oameni. Dar totul se repetă. Există un sens mai sacru, sacralitatea. De nuntă sau de moarte în turnul vechi din sat. Nunta este un element cosmic. Moartea este la fel un element cosmic. Vorbim de cele două mari treceri cosmice. Există trei elemente, trei mari treceri. E botezul, da, unde avem trecerea, da, de la non-existent la existent, la botezul, e nunta, trecerea de la viață solitară la viață împreună, este moartea,
ca o mare trecere, o trecere spre altceva, acum depinde de credințele fiecăruia. N-o să punctez aici noțiuni ezoterice sau care țin de diverse descoperiri recente despre moarte. Și pur și simplu, moartea este o trecere, da? Este. Nu mai suntem. Și atunci nu mai suntem aici. În turnul vechi din sat, da? Satul. Acțiunile se petrec la sat. Satul este un spațiu sacru. Este un spațiu unde omul este în legătură cu cerescul. Dacă v-a plăcut acest clip, eu să vă rog să dați un share, să vadă și prietenii voștri ce fac eu, o să vă rog să dați și un like ca să văd dacă vă place sau nu ceea ce fac. O să vă rog să intrați pe grupul nostru de Facebook, acolo sunteți mulți, sunteți peste 300 de oameni și acolo ne distrăm. Veniți și voi în numele nostru!